Republicii Moldova. Vreau să mulțumesc pentru prezență și să salutăm. Stimați prieteni și mă adresez în primul rând la cei mai importanți actori astăzi din această sală, la sportivi, dar și, bineînțeles, la antrenori, la corpul de arbitri și la colegii funcționari, cei mai responsabili de sport în Republica Moldova. În primul rând, vă felicit cu organizarea acestor competiții, acestui campionat și doresc succes tuturor participanților. Săptămâna aceasta pot să numesc că a fost săptămâna sportului pe agenda Guvernului și a Prim-ministrului. Am avut o ședință cu factorii de decizie din domeniul sportului în ceea ce privește pregătirea pentru anul olimpic 2020, Olimpiada din Tokyo. Am aflat foarte multe lucruri importante despre nivelul de pregătire a nostru, al sportivilor, al țării pentru această olimpiadă, problemele care stau și ce putem face pentru ca țara noastră să fie reprezentată cu brio la acest eveniment important sportiv. Și în aceeași zi am fost cu specialiștii din domeniu, conducătorul sportului și am vizitat obiectivul Arena Chișinău. Am văzut cu toții că acest complex sportiv va fi foarte benefic pentru dezvoltarea sportului în Republica Moldova, inclusiv a sportului de performanță. Vă asigur că vom depune toate eforturile ca infrastructura sportivă a Republicii Moldova să fie ajustată la cele mai înalte standarde internaționale. Iar dumneavoastră, când mergeți să reprezentați țara noastră pe extern, să fiți pregătiți, să vă mândriți și să aveți tot timpul sentimentul că acei de acasă au făcut tot ce e posibil pentru a vă susține, pentru că noi toți avem un scop comun, să readucem țara noastră pe Olimp, acolo unde ne este locul. Federația de Judo, care are tradiții foarte frumoase în sport, performanțe extraordinare și nu de un an, nu de doi, dar încă și din era sovietică, are potențial mare încă spre dezvoltare, noi vom acorda tot suportul pentru aceasta. Vreau împreună să schimbăm lucrurile în domeniul sportului în țară și nu doar de performanță, dar sportului în masă. Pentru aceasta avem posibilități, trebuie doar să muncim. Vreau să mulțumesc tuturor persoanelor, funcționarilor care au depun și efort, dar și mai mult entuziasm, antrenorilor care își dedică viața pentru succesele acestor tineri și, bineînțeles, și sportivilor care cred în cauză, cred în succes. Împreună putem reuși. Succes la campionat, să câștige cei mai tari. Mulțumesc! Mulțumim, domnul prim-ministru!